Domnul Cernat, da, poftim, domnul Vladimir, dacă aveți noastre întrebări. Da, mersi, domnul președinte. Am o întrebare adresată către guvern, concomitent și băncii naționale. Ca participanți autorizația pieței valutare, sunt schimburile valutare, dar între același timp sunt licențele de activitate sunt eliberate de către Banca Națională a Moldovei. Dar uitându-ne legislația în vigoare, nu prea au implicare la stabilirea cursului valutar. Chiar acest proces este stipulat în articolul 43. Evident, nu se dau citire că dumnealor îl cunosc sau cel puțin se vor familiariza cu el. Întrebarea este în felul următor. Uitându-ne la panourile pe care sunt expuse aceste cursuri valutare, în anumite momente de viață, mă rog, cotațiile în funcție de situația economică, etc., care ar fi argumentate. Întrebarea este în contextul următor. Nu prea este prin înțelesul nostru, ca cetățeni a Republicii Moldova și mai mult ca atât a vizitatorilor Republicii Moldova, care sunt beneficiari acestor case. Și întrebarea este următoare. De ce acest curs variază sau este atât de mare pe timp de noapte vis-a-vis de timp de zi? Ne uităm la anumite panouri, la anumite sectoare a municipiului Chișinău și nu numai, chiar și la intrări în Republica Moldova. Acolo unde noi avem prin preajmă bănci comerciale, acești prestatori de așa gen de servicii abuzează, afișând pe panourile de expunere acestor cursuri care variază și deviază foarte mult de la cursul național a Băncii Naționale Republicii Moldova. Evident, cum am